Cred că orice perioadă de criză, momente grele, așa cum le spune dumneavoastră, pot fi asemuite cu un război, nu? O situație de război. Pentru individ. Și, așa cum bine știm, în război sunt trei categorii de indivizi. Unii care, sub imperiul fricii, vor deveni eroi, dar sub imperiul fricii au devenit eroi. Alții care fug de problemă și sunt un fel de dezertori psihologici, ei rămân, că trebuie să rămână, dar încearcă să fugă de problemă. Și sunt a treia categorie care sunt născuți să lupte cu problema, indiferent cât de gravă și grea este. Cred că niciunul nu este conștient de ceea ce face în momentul respectiv. Adică impulsul este cel care te împinge. Adrenalina, nivelul adrenalinei crescut, că orice moment de criză înseamnă un nivel de adrenalină crescut. Și eroul va fi nemulțumit la sfârșit, că el știe că ceea ce a făcut a fost sub impulsul fricii. Dacă este un astfel de erou, luptătorul va fi mândru de el la sfârșit, iar celălalt va trage toată viața, pentru că n-a putut să treacă prin momentul acela greu, că și era destinat lui acel moment greu și nu numai lui. Dar mai există a patra categorie, care de obicei vine cu vârsta. Să conștientizezi că faci parte din marea energie universală și că o scânteie din acea energie divină s-a semănat și în tine în momentul în care ai fost procreat. Și acea energie divină trebuie folosită, pentru că în momentul în care o folosești, tu nu ești singur, faci parte din energia universală și atunci niciodată nu ești singur. Dumnezeu este cu tine peste tot. Ei, acea categorie va face conștientă durerea, va ști că viața este cu urcușuri și coborâșuri, că sunt curse cu obstacole pe care trebuie să le treci. Viața nimănui nu e ușoară. Fiecare viață are problemele ei grele. Și aceia vor trece bine prin acele probleme. Oricând, oricum și în orice situație. Trebuie să fii prezent atunci. Deci să ai putere atunci. Să răspunzi corect, adică să vezi, să auzi, să simți, să poți reacționa corect datorită cunoștințelor tale profesionale, pentru că nu poți face nici de cum în terapie intensivă treaba la viitor. Totul trebuie făcut în prezent și atunci. Și cunoscând această teorie, întotdeauna vei avea putere, indiferent de oboseală, vei avea putere să reacționezi atunci, pentru că știi că mai târziu va fi prea târziu. Și mai este încă o problemă. Poți fi oricând în situația respectivă, sau unul drag ție sau foarte drag ție poate fi în situația respectivă. Și trebuie să știi că atunci când faci bine cu toată strădania ta, faci bine cuiva, ai aruncat în univers o energie pozitivă, iar bumerangul universului o să-ți trimită înapoi aceeași energie pozitivă. Deci te reîncarci. Dacă lucrurile s-au făcut bine, te reîncarci cu... Și iată puterea. De acolo este puterea. Primii 5 ani au fost și grei și ușori. A fost greu că
Am luat-o de la început, a fost un spital nou, am luat-o de la început cu oameni noi, cu echipe noi, cu obiceiuri diverse și totul trebuia protocolizat, pus într-un algoritm de lucru corect, făcut echipe care să funcționeze, pentru că nu toate echipele funcționează și acest lucru este periculos pentru cei care lucrăm în secții fierbinți. Deci echipa trebuie să funcționeze și să funcționeze bine. Noi nu lucrăm separat față de asistenți, deci nu există o muncă paralelă. Noi muncim împreună, tot timpul împreună, deci trebuie să facem echipe noi. Și asta n-a fost ușor și niciodată nu este ușor până când echipa funcționează. N-a fost ușor că marea majoritate dintre noi am lucrat la stat și dintr-o dată am intrat la privat. Și este cumva ideea unui trust corporatist și noi ne-am făcut doctor și nu vrem să fim corporatiști, dar partea bună e că constați că din punct de vedere administrativ se ocupă altcineva de partea economică, partea administrativă și că tu ești omul care trebuie să-ți faci treaba și dacă ți-o faci bine, ești ceea ce ai crezut tu că o să faci toată viața, deci asta este partea bună, adică medicină. Și este ușor că am intrat într-un spital nou, cu un spital cu condiții hoteliere, așa cum ați văzut, foarte bune, cu condiții de aparatură noi și funcționale și bune, cu materiale, cu medicamente de care avem nevoie, deci nu ne putem plânge de nimic. Avem cu ce lucra. Avem întotdeauna cu ce lucra. Deci iată că a fost și greu și ușor și m-ați întrebat cum văd viitorul. Viitorul trebuie să fie bun. Cred că va fi foarte bun. Trebuie să evoluăm.